Dragilor, bun găsit de aici, de pe terenul de la Victorii. Câți fotbaliști avem în seara asta aici? Ia să vă arate Iosif așa un pic, ia fă un tur de orizont, să zicem. Ia uite, Rică Neaga, Pană, ce mai avem? Ghionea, Bănel Nicoliță. Mamă, zici că sala de la turneul final. Ia, treci și dincolo, uite, treci și dincolo. Să vedem aici, uite, băiatul ăsta care se leagă aici. Ia să vedem aici cine se leagă, cine se leagă. Cum îl cheamă pe acest băiat? Este Bogdan Stancu sau Motanul, Gabi Tamaș, care a vrut să mă paseze. Uitați-vă și pe Gabi. Gabi aleargă precum în tinerețe. Mai sunt ceva fotbaliști pe aici. Stai puțin că nu mai văd, uite, mare scenă aici. Uite, mare scenă. Anel, cum au fost aceste prime minute? Nu să fie sfocat de puțin, pentru că e un meci foarte greu cu o echipă foarte bună, cu foști jucători internaționale. Ne bucurăm că avem ocazia să ne întâlnim aici, la cea mai tare competiție din România. Cum e Tamaș? Ca vinul ăla. Cu din mai vei, cu atât de mai bun. Și mă bucur că ne revedem tot timpul cu plăcere. Chiar dacă jucăm tot timpul unul împotriva celălalt, tot timpul unde am fost, nu am jucat niciodată în echipă. Adică la echipa națională România tot. Va fi altfel sezonul ăsta pentru voi? Da, cu siguranță. Ne dorim să creștem cât mai mult, bravo, să fim acolo sus. Mersi. Ce echipă ți-ai făcut? Colecție de staruri. Și nu sunt toți, crede-mă. Mai trebuie și lipsește Cătălin Munteanu, Laurențiu Buș. Sperăm să facem o figură frumoasă anul ăsta. Da, văd că sunteți tare ambițioși. Ce faci? Trebuie să intri? Încă nu. Mai stau puțin să mă odinesc. Ieri nu cam mare și mă sufoc repede. Conduceți o echipă grea. Da. Și cei de la Orange Star s-au întărit în acest început de campionat. Sunt altă echipă față de sezonul trecut. Și un meci frumos, cred eu. Ți-a lipsit un pic Victorii Cup, te întrebam și la ședința tehnică, uite câtă ambiție pe voi acum. Sincer, da, te lipsește. E o competiție care ne unește și ne strânge aici la fotbal, foști mari fotbaliști, și ne bucurăm că încă mai putem să mai facem acest lucru. Când mai putem și ne țin picioarele, sperăm Dan Stancu, cum se mișcă? Motan. În fața porții, l-ai văzut, e letal în fața porții. Tocmai de-aia l-am luat. Nu are el o viteză extraordinară aici la mini fotbal, dar când o are în fața porții, nu ratează. Bogdan, bun găsit. Te-am prins, nu, asta nu e. E pentru Victorii Cup. Vreau să ne spui cum te simți. Bine, nu mai sunt învățat să joc la un ritm așa ridicat, mai joc doar din când în când, dar Îmi place, mă bucur că am venit. M-a sunat Pena și mi-a spus, băi, vino la noi în echipă, că se joacă. După m-am întâlnit și cu Bănel și cu Gardo și au zis că și ei au echipe și că e o competiție frumoasă și mă bucur că sunt aici. Spunea Marius că te-a luat pentru că ești letal în fața porții, chiar dacă la teren mic ți-e un pic mai greu, poate, dar tu cum îi simți pe foștii tăi colegi, unii dintre foștii tăi colegi? Da, cel puțin cu băieții la mine în echipă nu ne-am întâlnit încă să ne antrenăm, dar deocamdată merge jocul destul de bine. Sper să câștigăm. Gabi, cum a fost la Victorii, primul meci aici la Victorii? Da, m-a surprins ritmul de joc. Bine, am mai jucat contra echipe adverse la alt turneu la Brașov, știam că joacă foarte bine, dar chiar m-a surprins că am văzut toate echipele cum joacă, ritm susținut, materiale, mi-a plăcut.
Da, interesantă răsturnare de scor. Ați condus 3-0, apoi 5-3, 5-4. Păi am avut un chibiț pe margine, adică tu vrea interviu la 3-1 pentru... Ți-am zis să dai, că iese rău dacă nu dai interviu, vezi? Mi-ai cerut interviu, nu ți l-am dat și uite că ne-au bătut. Da. Am văzut... Aici la mini-fotbal, îți dai seama, imediat se dau goluri pe minut, adică nici nu... Dacă pierzi puțin concentrare, imediat poți să iei gol. Dar ai simțit ceva, că mi-ai spus că stai puțin, că eu spuneam e 3-1, tu stai liniștit, că nu chiar așa. Am mai jucat pe teren mic și am mai jucat la multe turnee și știu foarte bine că și dacă ai 2-3-0 se poate întoarce imediat. Cum a fost cu golul tău? Nu se uită unele deprinderi. Nu vreau să vin mai des aici, că poate mă reapuc de fotbal. Da, nu uiți niciodată fotbalul. Da, totuși, interesant că ați avut un ritm susținut, deși voi nu v-ați antrenat împreună. All New Stars joacă de mulți ani împreună. Da, noi peste noapte am făcut echipa, sincer. Nu prea știam pe toți. Bogdan Stancu s-a mișcat foarte bine. Și Pena, Marius Pena s-a mișcat foarte bine, mi-a plăcut. Bine, adică el mai joacă în Liga 4-a sau a 3-a. Și n-a pierdut ritmul. Dar uite că și Bogdan foarte bine. Mi-a părut bine și să-l revăd. O să vii des la Victory? Eu sper, dar... Ai și meserie de conducător. Da, dar aici meciurile sunt târziu, la oră mai târzie, și așa că aș putea să-mi fac timp să vin. Sper să mai continui să vin aici.